nu mai firea. Pleacă de aici, că din cauza ta face și Cosmin atâtea. Măi, Cosmane, mă, că am obosit, măi, nu mă prostii depitează capul ăsta ce, la ceva bun nu duce căpățâna. Nu mă las în pendi. Ia-l face și până. În sfârșit, cei doi frați sunt în același pat, dar e clar că nu sunt dispuși să-l împartă frățește. Lasă-i alea, măi, lasă-i pernă, du-te pe împărtă celălalt, Lavinia. Lavinia, du-te împărtă pernă celălalt. Du-te ce? Du-te, dragă, împărtă celălalt. Lasă-i ia pe cealaltă. Că eu vreau pasta. Bine, nu mai trage. Dar o vreau pasta. Cornel, ia dus-o dincolo pe aia. Mă, n-am văzut un copil. Măi, ia perna ta și lasă-l în pace, măi. Pune capul jos și stai acolo să nu te mai miști. Hai, noapte bună. Mama, cum a venit? Așa de culcare, de culcare, de culcare, să-ți trag una nesimțită a pământului. Ți-a spus să lași în pace? Măi, să știi încă ce caut în el, mă? Ți-a spus să dormi aici? Aici tot. Măi, nu mai te miști de acolo. Mama cedează obișnuinței, o acuză pe Lavinia numai după ceea ce părăște Cosmin, fără să asculte și varianta fetei. Iar e Cosmin într-o situație privilegiată.